E timpul pentru gustare. Am așteptat toată ziua momentul ăsta. Uită-te la ea, o să mă bucur la maximum. Mi-a venit o idee. Îmi voi goli penarul și îl voi umple cu dulciuri. Nimeni nu va ști. Ce se întâmplă acolo? Dar nu am terminat. Voi avea nevoie de caiet. Sunt atât de șiret. Voi pune dulciuri înăuntru. Viermișori gumați delicioși. Ceva nu e în regulă. Gata. Ce urmează? Un biscuit de crocant. Oh, da! Interesant! Le voi pune chiar aici. Grozav! Stai așa, mice! Ce avem noi aici? Dulciuri? Știam eu! Fiți atenți la oră! Trebuie să luați notițe! Poți conta pe mine! Ce plictisitor! Stomacul meu face zgomot! Am nevoie de mâncare! Din fericire, am venit pregătit. Am niște chipsuri gustoase. E fix ce-mi trebuie. Ho? Eu am făcut asta? Ups, greșeala mea. Mă voi preface că nu s-a întâmplat. Trebuie să fac liniște. Profesorul nu trebuie să audă. Ce e zgomotul ăla? N-am chipsurile. Îți bați joc de mine? Hei, privește aici. Ce este? Cred că o să-ți placă. E noul meu calculator. Îmi place mult. Îl mănâncă? Wow, e chiar delicios! E nebună! Stai, am o idee! Trebuia să mă gândesc la asta mai devreme! Mă voi ascunde în spatele laptopului! Ha? Ce-ai spus? Delicios! Hei, ce mai faci? Ești de mult timp acolo? Voi lua eu asta! Mai mult noroc data viitoare! Îmi voi lua și eu laptopul! Ha? Ăsta arată diferit! E cel mai nou model! Și are unele îmbunătățiri speciale. Privește aici. Wow, ciocolată! Ups, scuze, mi-e foarte foame. Dă-mi! Nu prea cred. Sunt prea gustoase pentru a le împărți. Nu vei ghici niciodată ce s-a întâmplat în continuare? Șt, am de lucru. Bine, regulă. Toată vorbăria asta mi-a făcut foame. Ce vrei? Ador chipsurile din cartofi. Cred că poți lua unul. Wow, mai ușor? Am zis să iei unul. Ce bune sunt! Sunt grozave! Chiar s-a întâmplat asta? A mai rămas unul! Ce dezamăgitor! Abia așteptam să le mănânc. Ce enervant! Ciocolată delicioasă! Nu, nu din nou! Te rog, pot să iau o bucătură? Doar gust puțin. O mușcătură, ai înțeles? Desigur! Batonul meu de ciocolată a dispărut! Cum ai putut să-mi faci una ca asta? Ce mă enervează! Măcar mi-a rămas sucul ăsta. Dar nu-l pot lăsa să-l vadă. Ce răcoritor! Ce n-ai? Îți bați joc de mine? E de portocale! De ce nu sunt surprinsă? Ce să fac? Stai așa, pot face doar un singur lucru. Chiar sper să funcționeze. Voi desface ambalajul de la bomboane. Apoi le voi pune în cutie. Acum am nevoie de creioane. Le voi pune înapoi în cutie. Ele vor ascunde bomboanele. Gata! Încă mi-e foame. Aș vrea să mai avem gustări. Trebuie să fiu rapidă. Voi scoate ambalajul din cutie. Ce-a fost asta? Ascunzi dulciuri? Uită-te la autocolantul ăsta. Trebuie să stea în coșul de gunoi. Vreau dulciurile mele și nimeni nu mă va opri. Preferatele mele, trebuie să le ascund. Le voi lipi de bluza mea. Uite așa. Astea sunt toate. Acum le voi acoperi cu părul. E perfect. E timpul pentru oră. Bună, pot să intru? Trebuie să verific dacă ai dulciuri. Nu poți fi prea precaut. Ești curată. Distracție plăcută la oră. Stai pe loc. Nu, părul meu. Ce-ai făcut? Eu? Stai, asta e o perucă. Pleacă de aici și lasă dulciurile. Asta e contrabandă. Delicii interzise din ciocolată. Și sunt toate ale mele. Credeam că o să funcționeze. Stai, știu ce să fac. Voi goli piesele de șah. Nu am nevoie de ele. Acum voi avea nevoie de un baton de ciocolată. Trebuie să fac câteva modificări. Vreau să arate ca o piesă de șah. Arată grozav! Nu am știut că șahul e atât de distractiv. Voi lua această piesă. Merită un răsfăț. Ok, hai să facem.
scuză-mă. Wow, stai pe loc. Șahmat. Sunt un geniu la șah. Așteaptă, asta e ciocolată. Simt miros de chipsuri. Oprește-te, dă-i încoace. Hei, cumpărați-vă singur o pungă. Copiii din ziua de azi. Nu-l pot lăsa să vadă astea. Ce mă fac? Trebuie să găsesc o soluție. Dar ce soluție? Uite-o pe Molly. Bună, Molly, ce bine arăți azi. Tu erai. Bună. Am citit asta seară, foarte interesantă. Stai așa, ce cravată interesantă ai. Dar e cravata mea preferată. Șt, vină cu mine. Nu vrei să ne cunoaștem mai bine mai întâi? E fix ce-mi trebuie. Ce s-a întâmplat? Abia aștept să-i povestesc mamei tot. O să o așez aici și o să întorc. O să am nevoie de super glue. O să pun câteva picături pe cravată. Apoi o să lipesc deasupra câteva bucăți de elastic. O să continui până jos. Trebuie să mă asigur că s-au lipit bine. Asta e ultima. Acum îmi pot băga dulciurile sub elastic. Încap perfect. E gata. Comportă-te normal. Nimeni nu bănuiește nimic. Chiar îmi stă bine cu cravată. Oricum îmi plac accesoriile. E timpul pentru o gustare rapidă. Sigur o să-mi placă. Dulciurile mâncate pe furiș sunt cele mai bune. Hei, Molly, mami vrea să știe dacă vrei să vii la noi la cină. Nu e bine deloc. Bună, Jared. Încep să regret ce-am făcut. Mai am și alte cravate pe care ți le pot împrumuta. Dar o să te coste un sărut fiecare. Ce-am făcut? Stai, ai dulciuri la tine? Wow, te pricepi! Hei, sunt gata de petrecere! Mai avem puțin! Ups, cred că ne-a depistat! V-am prins! Stați pe loc! Sigur că da! Nu vrem să avem probleme! Seară frumoasă! Cum a știut? Parcă ar avea superputeri! Avem nevoie de un plan nou! Cred că am găsit o soluție! Unde pleci? De ce facem mereu asta? Stai așa! Cred că aș putea folosi asta. Pare o curea simpatică, dar n-am terminat încă. Pot folosi dulciurile astea? O să le atârn de ghirlandă. O să continui așa de jur împrejur. Ce rezultat colorat! Aș putea fi fashion designer? Gata, am terminat! Ghici, unde am ascuns dulciurile? Îți dau un indiciu, sunt sub dereta asta. Nu aș fi ghicit niciodată. Uite ce fustă am! E în tendințe? Hai să mergem. Ador jobul ăsta, pot să speri zilnic lumea. Hei, am venit la petrecere. Ia să vedem. Te rog, nu ascundem nimic. Nu poți avea niciodată prea multă grijă. Deci pot intra? Distracție plăcută. Mersi, frate. Care-i faza? Ce-s astea? O perucă, sunt Kiel. Asta e cea mai bună idee care ți-a venit? Nu trebuie să fii așa răutăcios. Seară bună. Serios? Wow, ce atmosferă super! Ce bine arăți, Molly! Mi-a confiscat dulciurile. Nu știu cum le-a depistat. Mai bai, îți dau de la mine. Oh, mersi. Am destule pentru toată lumea. Mersi! Mersi, Molly, ești cea mai tare! Ce bine arată! Excelent, Molly! Chiar ai talent! Oh, vai! O să am coșmaruri de la asta! Sigur a spus-o ca pe un compliment! Aș mânca ceva! Psst, Molly! Psst. Ce relaxant e! Incredibil! Există o singură soluție! Hei! Au! De ce ai făcut asta? Fii atentă! Creioane! Wow! Nu! Uite! Ascund o surpriză delicioasă! O delicioasă napolitană cu ciocolată! E o idee bună, nu-i așa? Știu că mă invidiezi! Nu cred! Ia uite! Eu am o ciocolată întreagă! Wow! E atât de frumoasă! Știu! Și e numai a mea! Abia aștept să o mănânc! Ce bună e! Ți-ar plăcea garantat! Ok, așa deci!
Pot eu să fac asta? E timpul pentru o porție uriașă de creioane! Ce n-ai? Ce-i aia? O acadea uriașă și e numai a mea! Dulciuri? La ora mea? E un cadou pentru a vă mulțumi! Mă bucur că sunt apreciată! Abia așteptam să o mănânc! Oare crede că sunt proastă? Ce să pictez? Știu! Magia a făcut o treabă mult mai bună decât mine! Foarte frumos! Eu pictez o margaretă! E foarte drăguță și o ador! Ia să vedem cum vă iese pictura! O treabă grozavă! Impresionantă chiar! Și ce avem aici? Măcar ai încercat! Acum că a plecat, am un secret! Eu, de ce bei apa de la pictură? Nu e! Hai să-ți arăt! Vezi? De fapt e Fanta de portocale! Nu cred! Ești așa deșteaptă! Mersi și poftim, ia și tu! E așa răcoritoare! Ce se întâmplă acolo? Beau apa de la pictură! Nu sunt plătit destul ca să mă ocup de așa ceva! Mișcările baghetei sunt foarte importante! Încercați și voi! Frate, ale noastre n-au mers deloc! Și a doua oară a fost un eșec! Trebuie să tot exersați! De data asta știu că o voi face! Nu se poate! Am mers! Am reușit! Am făcut un burger adevărat! Wow! Vreau și eu un burger! Ce? Am primit opusul! Se pare că nu sunt burgeri pentru mine! Noroc că am o gustare de rezervă! Vino aici, colierule! E timpul să păpăm! E mult mai bine! Hei! De unde ai luat colierul ăla din bomboane? L-am făcut eu! A fost simplu! Am folosit Skittles gumate! Uite, vezi? Am făcut și o brățară! Poftim! Ia-o tu! Da! O să fie grozavă! Ce bună e! Ce ziceam? Hei! Mănâncă la oră? Mâncarea nu e permisă! Îmi cresc coarne! Nu! Nu vreau un râd! Să se învețe minte să nu mai încalce regulile! Ora asta e așa plictisitoare! E important să știți structura craniului uman! O să fie totul la test! Să notez tot! La naiba! Ce bine că am guma asta! Așa, zici că e nou! Sunt așa de plictisită! Am impresia că ora asta nu se mai termină! Ups! Mi-am făcut o gaură în foaie! Am intrat prin tot caietul! Ups! Cred că ar fi trebuit să-mi las jos creionul! E timpul să folosesc radiera asta! Vino aici! O să-ți spun secretul meu! Nu e o radieră adevărată! Am luat o radieră, i-am scos ambalajul și apoi mi-am luat cuțitul! I-am tăiat capătul, ambele capete de fapt, apoi am pus niște lipici. Am tras o dâră peste capătul radierei, apoi am băgat capătul la loc în ambalaj. Lipiciul a fixat tot. Apoi a venit vremea să umplu ambalajul cu bombonele. Sunt micuțe, deci încap bine. Am pus și celălalt capăt la loc în ambalaj. Și uite așa am făcut un mic pachetel cu gustări. Vezi? Vezi? Altfel arată ca o radieră. Poftim, ia niște bombonele. Hei, îmi dai și mie? Păi, cred că da. Nu uita de mine!
Ok, poftim. Stai puțin. Dă-o încoace. Frate, bomboanele mele. Nasol, mi-a confiscat trădiera falsă. Dar hei, uite, mai am una. Vai, voi sunteți cele mai tari dulciuri! Oh, nu! Ne verifică la gustări! Cred că are un fel de baghetă magică pentru descoperirea alimentelor! Nu! Nu jeleurile! Ce mă fac? Nu pot să-mi pierd iubitele mele dulciuri! Trebuie să le ascund undeva unde să nu le găsească! Poate că astea o să încapă în pantofii mei! Ok, o să mi le bag pe toate sub bluză! Of, niciunul dintre planurile mele nu merge! Ah, cărțile astea sunt așa de grele! Nu, globul meu! E spart! Ce mă fac? Ok, stai acolo, globule! Mă voi întoarce! Hei, globul ăla e soluția! Bine, globule, vii cu mine! Bună ziua, doamna! Sunt pregătită de oră! Păi, trebuie să te scanez de mâncare! Ah, sper să meargă planul meu! Se pare că n-ai nimic! Ok, ești în regulă! Ce idee bună să aduci un glob! Să vedem, se uită profesoara la mine. E timpul să desfac globul și să iau o gustărică. Și apoi o să-l închid la loc. Da, ciocolățica asta e cea mai bună. Știi de ce are nevoie ora asta? De o gustare. Nu se uită la mine, deci acum e momentul. Ce e fâșuitul ăla? O, nu, o, nu, o, nu! Da, am dulciuri! Ce? Ai încălcat regulile? Nu pot să cred că ai face așa ceva! Dă-mi chestia aia! E timpul să iau niște cretă! Blea! Cred că efectiv urăște dulciurile! Stai! Ce faci? Oare mănâncă niște cretă? Oh, ești surprinsă? Stai să-ți arăt un secret! Am luat sticks-uri cu ciocolată! Și am înfipt bezele pe ele. Bețișoarele pot ține mai multe. Uite, 4 bezele. Intră în cutie. Nici nu vezi diferența. Poftim, vrei și tu? Wow, mersi mult. E atât de isteață treaba. Oh, doamne, mi se termină bucățica asta de cretă. La naiba, îmi trebuie bucată nouă acum. Oh, doamne, era ultima. Ce fac acum? Ah, ce e aia? Ai cretă! Perfect! Ce? Ah, oh, nu! Asta e creta mea! Rapid! Trebuie să le mănânc pe toate! Oh, doamne! Cred că moare de foame! Trebuie să o salvez! Poftim! Ia-ți ciocolățica înapoi! Ora de curs a început și ați face bine să nu ascundeți nimic! Ah, da! Fără gustări! Mai vedem noi! O majoretă trebuie să aibă pompoane! Un nou exercițiu? Da! Hai, echipă! Uite ce mișcări! Woohoo! Nu vrei să întârzi? Sau să-mi fie foame? Trebuie să-ți ascunzi comoara? Nici o problemă! Privește și învață! Stai pe loc! Care-i problema? Sunt curată! Treci în clasă! Mă rog! Oh, nu! Comoara mea! Ah, o să cad! Ajutor! Ah! Dumnezeule mare! Ce avem noi aici? Ce? Chestiile astea nu sunt ale mele? Am spus fără dulciuri! Niciodată! Oh, scuze! O să mă retrag. Hei, asta zbura până aici. De fapt, am o idee și e una foarte bună. Adidas noi, cine-o fi? Bună ziua din nou! Mă lăsați să trec? Acum nu am dulciuri, vedeți? Nimic! Mersi! Te țin sub observație! Nimeni nu-mi încalcă regulile! Ce ciudat! A mers bine! Merit un mic răsfăț! Root beer, preferata mea!
Doamne, ce carte captivantă! Bine că m-a dus gustări! Ce răcoritor! Oh, ar trebui să mă duc la oră! Dar gustările mele... nu pot să le iau cu mine! Oh, cărțile mele! Doamne, ce zi, nu? Stai puțin! Tocmai am avut o idee genială! Nu mă voi despărți niciodată de gustările mele! Trebuie doar să le fac mai puțin evidente! Dar mai întâi va fi nevoie de ceva creativitate! Nicio grijă! Va avea sens în curând! Cu niște Skittles, frate! Wow! Acum o meală supremă! Bun venit acasă, peștișorilor! Bună! Nu e permisă mâncarea! Normal! Dar ăștia sunt doar peștii mei! Nu-i așa că străguți? Nu-mi place să-i las acasă! Bine atunci! Nu pot să cred că a funcționat! Creativitatea îmi provoacă sete! Există vreuna roșie pe acolo? Mmm, delicios! Nu e nimic dubios aici! Mă scufund iar pentru o nouă porție! Fiți atenți, lume! O să fie un eveniment incendiar! Hai, echipă, hai! Woohoo! Haideți! Spuneți a! Oh! Am comis-o! Frate, nu cred că e de bine! Se pare că am dat un pic prea sus! Păi, ups! N-a fost o mișcare inteligentă! Pot să o repar? Arată rău! Oh, ce s-a întâmplat? Lampa? Cum ai putut? Voi copii nu aveți pic de respect! Știu ce să fac! Mi s-a aprins beculețul! E în regulă! Stai așa! Fără mâncare! Nu, e doar un bec! A, da? Bine, intră! La revedere! De parcă m-ar putea păcăli! Ce profesoară naivă! Mmm, ador ciocolata! Stai pe loc! Ia să-ți verific cartea! Aha! Știi că mâncarea nu e permisă la ora de magie! Sunt și afișe puse! Aruncă-ți gustările imediat! Ia să vedem ce ascunzi! Oh, nu! Gustările mele! Ce prostie! Nu te poți ascunde de magie! Voiai să te transform într-o șopârlă? Aia era? Ah, profesorul e furios azi! Nu vreau să-mi arunc ciocolățelele totuși! Stai! Știu! Pălăria mea! Ok, îmi trebuie o bucată de bandă dublă adezivă! O să o prind în interiorul pălăriei! Și acum e timpul pentru Snickers! Încap toate 4 pe banda adezivă! Dar de ce să mă opresc la 4? Stai pe loc! Ascunzi mâncare? Mmm, ce ai sub pălărie? O scoatem și vedem! Ha, nu văd nimic! Ah, sper să nu verificăm pălărie! Se pare că ești ok! Elevi, mereu se cred mai deștepți ca mine! Nu se uită nimeni, deci acum e șansa mea! E timpul pentru gustări! E atât de bun! Fix ce-mi trebuia! Frate, cum deși-a furișat dulciurile? Nu-i corect! Bun, se pare că e liberă calea! Desfă-o repede până nu te prinde! Oh, știi că te văd, nu? Dă-mi-o! Hei, mi-a venit o idee grozavă! Exact! Cui trebuie magie când avem paie? E timpul să le conectăm pe astea! Primele două sunt gata și acum următoarele! Da, se face așa lung! Trebuie să continui totuși! Încă puțin mai departe! Merge! Nu pot să cred! Ce cool, nu?
se face cam foame totuși. Îmi ghiurțe stomacul. Hei, hei, ia uite! Ha, ai prezis că mi-e foame! Scuze! Stai, cred că am o soluție! Ta-da! Ciocolata ascunsă în mânecă! Nu se poate! Eroul meu! Wow, se pare că prezic eu ceva acum! Suntem noi mâncând ciocolata! Oh, nu, am fost prinși! Și transformați! Nu vreau să fiu o veveriță! Sunt varză la cățăratul în copaci! Trebuie să ne gândim la ceva! Efectiv, mor de foame! Oare am putea? Hei, ia uite ce idee am! Și acum un pic de magie! Perfect! Încape pe spatele telefonului! Ce de ciocolată delicioasă! O să iau o bucățică acum! Oh, Doamne, e așa bună! Hei, ce se întâmplă acolo? Voi doi, mâncați? Nu, domnule, sunt doar telefonul și husa mea. Întoarceți-vă la treaba voastră cu divinația. Nu pot să cred că a mers. Hai să mai mâncăm. Mi s-a făcut foame de la atât învățat. Din fericire sunt pregătit. Ce spune semnul ăsta? Dă-mi bomboanele alea! Oh, ce rău sunteți! Știu, de asta m-am făcut profesor! Ce mă fac acum? O să pun astea peste celelalte produse de contrabandă descoperite! O să le adaug pe listă! Am dit-o mai colecția! Salutare, tocilarilor! Da, eu sunt! Ce elegantă e! Hei, Jared, am ceva pentru tine! Super! E cumva un cățeluș? Îi ador! Ce? Nu, uite-te acolo! Nu văd niciun cățeluș! Care-i faza? Oh, vai, stai puțin! Nu o să înțeleg niciodată ce vor fetele. Oh, nu! Mi s-a desfăcut și retul. Ăsta e biroul meu. Sper că îl cureți după ce termini. Uite! O rezervă secretă de dulciuri. Wow! Vreau și eu. Genial! Cu plăcere. Mi-ar fi plăcut să primesc și un cățeluș. Dar mersi, Molly. Băgați toate dulciurile în cutie. Sper că sunteți fericită. Sunt încântată. Următorul. La 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 la. Stop! Nu ai voie cu dulciuri la oră. Serios? Credeam că semnul ăla era mișto. E o glumă, nu? Ascultați piesa asta. Nu cred că ar trebui, dar bine. Doar de data asta. Oh, e tare, îmi place. Eram sigur că o să vă placă. Ok, ne vedem la oră. Stai puțin, nu mă păcălești așa ușor. Nu? Ai voie cu dulciuri. Nu vreau să-mi arunc cadeaua. Melodia asta m-a înveseleat. Acum ea mi-a stricat tot cheful. Stai puțin, am o idee. O să-mi topesc cadeaua. Apoi am nevoie de seringă. O să umplu seringa cu cadeaua topită. Trebuie să mă mișc rapid. Nu vreau să se întărească. Am nevoie de carcasa de la AirPods. O să injectez lichidul în carcasă. Seringa ușurează lucrurile. Acum trecem la următoarea. E perfect! O să închid carcasa și o să aștept să se întărească lichidul. Sper să funcționeze. O să-mi bag căștile wireless în urechi. Trebuie să par convingător. Din fericire, am talent la dans. Ah, super! Dansează în continuare! Vedeți? Nu am dulciuri la mine. Pot intra. La 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 la. Fiu, am reușit. Un deliciu. Mingea e în aer și Jared o prinde. Genial! Ha? Ce e? Ah, am uitat de tema pentru acasă. Ce plictisitor! Dar trebuie să o fac. Sau aș putea mânca ceva dulce? A fost o decizie grea. Sunt delicioase! Ador dulciurile! Wow! Ia uite! E ca o pictură! Dacă le așez așa, formează o imagine. Mi-a venit o idee! O să aranjez geleurile pe pânză. Apoi o să folosesc geleuri de altă culoare. O să fac un triunghi și o să-l umplu cu geleuri. Apoi o să-i adaug câteva detalii. E pepene din geleu! E cea mai reușită lucrare a mea! Trebuie să plec spre școală. Nu te mișca! Dacă ai dulciuri la tine, o să le găsesc. Ha? Ce se întâmplă aici? Hai odată, nu vreau să întârzi. Oh, și tu ai pictat tot o felie de pepene. Ai o cadea? Te-am prins.
Eram sigură că o să funcționeze. Dispar din fața mea. Nu o să fie deloc ușor să intru. Eu n-aș aduce niciodată dulciuri pe furiș la oră. Ok, acum chiar par dubios. Hai, descanați-mă. Nu am nimic de ascuns. Ok, ești curat. A funcționat, adică mersi. Nu-mi vine să cred că mi-a depistat acadeaua. Nu mă vede nimeni, acum pot mânca ceva dulce. Dați-mi lucrările. Hei, aveam nevoie de ea. E timpul să vă jurisez. Abia așteptam să mănânc ceva dulce. V-ați descurcat excelent, copii, sunt mândră de voi. Dar pot exista un singur câștigător. Nu e ușor deloc. Dar cel mai mult îmi place lucrarea lui Jared. Felicitări! Ha? Serios? Am câștigat? Da, vino aici! Wow, extraordinar! Vreau să le mulțumesc părinților mei și, evident... Stai, primesc un trofeu? Wow, florile mele preferate! E minunat, Jared! Mulțumesc foarte mult! Wow! Are gusturi îngrozitoare! Recunoaște, ești invidioasă! Poate data viitoare ai mai mult noroc, cred că meriți ceva bun! Asta dă artă! E o capodoperă! Să chiulim de la sport a fost cea mai tare idee, nu-i așa? Mereu sunt super flămândă la ora asta! Antrenorule, ne-ai speriat! Vai, vai, Sofia! Cine mai are gustări aici? Nu te îngrijora, dragă! Îți arăt eu cum să furișez mâncare oriunde! Ia uite! Asta ar trebui să ne învețe de fapt la școală! Sofia! Ți-am adus dulciurile preferate! Avantajele de a fi colega ta de bancă! Să-mi scot chestiile aici! Sper să nu fie prea plictisitor azi! Clar am nevoie de niște zahăr ca să încep! Mersi, dragă! Ambalajele astea sunt dubioase! Haide! Zici că e sigilat! Și când Pangea s-a despărțit? Serios? Regulile nu înseamnă nimic pentru voi, copii? O, doamne, poartă-te normal! Poate că asculți! Ce se întâmplă aici? Bomboane, nu? Nu poate să le ia! Jur că mi s-a oprit inima! Unde rămăsesem? Adulții sunt așa de nedrepti! Balsamul ăla de buze arată ca bomboana mea! Au aceeași dimensiune! Ia să văd! Întâi deschide balsamul de buze. Folosește o lingură ca să scopești balsamul. După ce e goală, bagă acolo bomboana. Ascunsă perfect, vezi? De ce nu m-am gândit la asta? Wow, e genial! Delicioasă! Ai salvat situația, dragă! Cum spuneam? Stă la pauză! Ce ipocrită! Ora asta ține o veșnicie! În sfârșit o pauză! Testele astea mă fac să poftesc la un lucru! Ai ghicit! Guma mea prețioasă! Chiar și mirosul e uimitor! Te rog, nu face zgomot! Cu grijă! Aproape-mi scăpat! Încă puțin! Nu! Ce? Guma? Vreau una! De asta mi-era teamă! Poftim, mulțumiți! Niciuna rămasă pentru mine? Trebuie să mai cumpăr de-astea! Dar am altă idee! Scoate partea de sus a markerului tău și scoate cerneala! Apoi bagă acolo lamele tale preferate! Deșteaptă treabă, nu? Acum nimeni nu bănuiește cam ceva! Vezi?
Făcută ca un șoricel. Nu-i nimic aici, prieten. Mișto ore azi, nu? Petrecerea asta are melodii grozave. Stai pe loc! Mâncarea și băutura nu sunt permise. Ce? Păi și prăjiturica mea pe băț? Fie, o să plec. E atât de stupid. Se pare că trebuie să o mănânc. Stai puțin, am o idee mai bună. Haideți, bombonelelor, plouați pe mine. O să fie uimitor. Bun, trebuie să mă ridic. Cred că e suficient. Așa, bombonele pe post de machiaj. E timpul să mă întorc la petrecerea asta. Ok, sunt gata să intru acum. Oh, wow, arăți grozav! Intră! Muzica asta e grozavă! Deci, se uite cineva? E timpul pentru o gustare dulce! Atât de gustoasă! Nu știe nimeni! Bun, caramelele sunt desfăcute. Se pare că am cantitatea potrivită. Nu le poți aduce pe alea înăuntru. Nu, caramelele mele delicioase. Exact, bomboanele tale nu și-au locul aici. Frate, caramelele mele s-au topit și s-au strivit. Stai puțin, poate că agrafa asta o să mă ajute. Da, cred că pot rezolva treaba asta. O să strivesc caramelele astea. Acum o să folosesc rigla ca să tai caramela. Două tăieturi în două direcții. Acum o să iau unul dintre colțurile astea și apoi le pun unul peste altul. Așa, le-am suprapus pe toate. E timpul să le rulez. Bun, acum e iar timpul pentru riglă. O să tai fix pe mijloc. Grozav! Acum o să pun una dintre piese pe agrafă. E ca o floricică. O să aranjez puțin petalele astea. Și gata! E așa drăguță! E timpul să o pun la loc în părul meu! Așa! A ieșit perfect! Bun! E timpul să încerc să mă întorc la petrecerea asta! Stai să mă uit la tine! Nimic, nimic! Stai! Ce-s chestiile alea din părul tău? Doar niște agrafe drăguțe! Poți intra! Da! Am reușit să intru! Și acum gustarea mea! Așa delicioasă! Și o să păstrez restul pentru mai târziu! Stai așa! Ai ceva de mâncare la tine? Oare de ce întârzi atât? Unde o fi? Surpriză! Sunt aici! La mulți ani! Ura! Haide să mergem! Serios? Puteți vedea afișele? Nu aveți cum să luați tortul ăla înăuntru! Ce? Nu-i corect! Stai, vino cu mine aici! Uite, am transformat tortul într-o pălărie! Wow, uite ce drăguț e! O să fie grozav! Să mergem! Tot voi? Iar încercați să aduceți mâncare înăuntru? Ia să vă studiez, nițel! Îmi place pălăria ta! E așa drăguță! Ok, sunteți în regulă! Treceți! Da, am mers! Hai să ne distrăm! Petrecere aniversară în club! Ok, hai să ne înfruptăm din tortul ăsta! Bun! Tortul ăsta e așa gustos! Ia o gură! Sigur că da! Acum o fac! Chiar e un tort bun! Ce zi de naștere grozavă a ieșit! Of, durează o veșnicie! Ce-s astea? Nu! Nu se poate! Nu! E atât de nervoasă! Ce mă fac? Am și eu mâncare! Nu vreau să-mi arunc dulciurile! Ok, poate că trebuie să le mănânc pe toate acum! Mi le îndes pe toate în gură! Ok, asta a fost una! Trec la următoarea! Of, cum o să le mănânc pe toate astea la timp? Efectiv, l-a gonit! Hei, stai! Cred că pot să furișez dulciurile astea! Bun, o să-mi dau jos cravata! Și acum îmi aduc pistolul de lipit! O să pun mici buline pe spate! Bun! Și acum un pic de elastic. O să pun bucățelele de elastic pe toată partea din spate. Grozav! Acum ciocolățelele mele o să intre acolo. Ia te uită, încap toate. O să-mi strâmtez cravata și cred că sunt gata. Încerci tu să aduci dulciuri ca ultimul elev?
Nu știu, parcă am suspectă. Lupa asta o să scoată la iveală adevărul. Hei, purtăm aceeași cravată! Excelente gusturi! Să ai o oră grozavă! Am reușit! Deci, mă vede cineva? Nu, înseamnă că e vremea pentru dulciuri! Pe care vreau să o mănânc? Da, asta e aleasa! O să o scot de aici! Celelalte pot aștepta până mai târziu! Bun, e timpul pentru niște ciocolată! Cred că ciocolata ascunsă e și mai gustoasă! Nimic nu merge mai bine la un film grozav ca o gustare delicioasă! Serios? Abia le cumpărasem! Cine-i ăla? Nimic nu schimbă mai tare dispoziția într-o cameră ca o securitate maximă! La o parte, copii! Tipul ăsta are o putere serioasă! Mă ocup eu de aici, David! La ordinele șefului! Avem infractori printre noi? Hai să nu mai pierdem vremea! Da, așa! Continuați! Habar n-au ei că șeful e un maestru al furișatului mâncării! Nu pot să cred că toți au picat în plasă! E timpul să ronțăim, prieteni! Dacă vrei să înveți mai multe căi grozave de a furișa mâncarea, cască ochii și salivează! Ce? Îmi era super foame, da? Ora de mate nu e deloc distractivă! Ha! Salvați de clopoțel! Stai așa, Naomi! N-ai rezolvat problema de azi? Fără răspuns, fără pauză! Dar nu mă pot concentra când mi-e foame! Mi-ar prinde bine niște hrană pentru creier! Ok, gândește! Oricum, cine o fi inventat numerele? Este negativ? Nu! Nu mai pot să gândesc nicio secundă! Vii sau nu? Pauza aproape că s-a terminat! Nici măcar n-am mâncat încă! Ah, am înțeles! Stai așa! Care este răspunsul la această problemă? Bingo! Operațiunea Hrănește-o pe Naomi se desfășoară! Întâi umple camionul cu cele necesare. Pune bandă dublă adezivă pe spatele ciocolatei. Apoi lipește-o pe laterala mașinii. Perfect! Dar nu te opri aici! Crezi că acum sunt destule gustări? Ce frumos arată, nu? Livrare specială! Ajutorul e pe drum, Naomi! N-o lăsa pe profă să o vadă! E timpul să mergem în linie dreaptă spre banca lui Naomi! Pornim! Chestia aia chiar merge repede! Ce? Ești cea mai tare, Tina! Mersi! Ciocolata e un început bun! Și asta e de aia ca lumea! Minunăție dulce cu lapte! Frate, a fost la fix, nu? Ok, acum pot să gândesc limpede! Egal 5, logic! Citește și minunează-te, profa! Oh, doamne! Fata asta e mai rău decât mă așteptam! Nici o gustare nu poate rezolva asta! Wow! Ia uite ce pătrățele are Tina! Cât i-a luat să-l obțină? Da, am muncit din greu pentru frumușelele astea! Au meritat cele 100 de abdomene zilnice! Chiar arată bine! Wow! Cum le-a obținut? Eu abia pot ridica ganterele astea de 5 kg! Și la ce folos? Sunt condamnată să fiu pufoasă pentru totdeauna! N-am nicio speranță! Cum de e așa perfectă? E prea nedrept! Mă rog, pun pariu că nu mănâncă gustări ca mine! Dar nu pot trăi fără ciocolata mea! Stai! Asta era! Vezi ciocolatele astea pătrățoase?
pune-le bandă dublă adezivă pe spate și lipește-le pe abdomenul tău. După ce ți-ai tras tricoul, te-ai ales cu niște pătrățele. Hei, crezi că abdomenele mele merg? Să înțeleg că da! Trebuie să fac niște abdomene! Treaba ta! Eu mai bine mănânc niște ciocolată! Brusc apreciez mai tare antrenatul! Stai pe loc! Fără mâncare în cinema! Copii, voi nu vă învățați niciodată minte, nu? Dar regulile sunt făcute ca să fie încălcate! Asta dacă ești suficient de curajos! Cine s-ar fi gândit că sunt așa de bună la manicură? Gardianca! Bun, e timpul pentru inspecție, doamnelor! Ce găsesc eu azi aici? Nu am nimic! N-am nimic! Nu te cred deloc! Știam eu! Nu ai nimic? Și ce-s toate astea? Salutare, provizii dulci! Nu m-am născut ieri, scumpo! Chiar e maioneză aici? Normal! Ok, fie! Gata cu dulciurile! Nu o să mai fiu la fel de drăguță data viitoare! Mă întorc mâine! Nu e cea mai bună gardiancă? Chiar a crezut că asta era maioneză! Ta-da! Orașul dulciurilor, frate! Ce m-aș face fără voi? În cinstea mea! Minunăție dulce! Sunt un geniu! Să ieșim la dans a fost o idee grozavă! Deja mi s-a șters rujul? Ce bine că am venit pregătită! Nu se știe niciodată când trebuie să-l reaplici! Salutare! Ce fin e! Mi-am adus aminte! Am și eu ceva de machiat! Vezi? Dar al meu face ceva nițel diferit! Aproape că uitasem! Delicios! Nu trebuie să-l mănânci, Naomi! Calmează-te! E ceva dulce, de fapt, vezi? Wow! E uimitor! Fata aia se crede șmecheră? Eu, fata cu dulciurile! Ce-i asta? E râjul meu! Nu te uita prea atent! Pare să fie roșu! Bun și cremos! Tot nu văd suficient de bine! Foarte interesant! Trebuie să văd moleculele! Ce DJ ciudat! Ok! Mersi! N-a fost prea atent, nu? Încearcă-l! E super bun! Îi ia o veșnicie doctorului! Ce zi? Toți așteaptă la mine? Doamna doctor! Cine urmează? Alegeți-mă pe mine, vă rog! Să-l alegem pe... Știam eu că mi-am lăsat apa pe undeva! Trebuie să mă hidratez! Ce tachinare! Cine urmează? Vă supărați dacă mă duc eu? Apreciez! Mă descurc, stați liniștiți! Așa! Săraca! De fiecare dată! Hei, doamna doctor! Salutare! Mi-am permis să intru, e ok? Am venit să te ajut! O să înțelegi imediat! Nu totul e ceea ce pare! Mă gândeam că poate ți-e foame!
Bunătățile sunt aici sus! Uite ce de mâncare pentru creier! Știam eu că sunt doctor dintr-un motiv bun! Uite, vezi? Sunt eu! Mersi, dragă! Și eu tocmai ce făcusem niște cafea! Ador zilele de luni! Știi ce ar face ora mai interesantă? Hei, vrei și tu? Proful nici nu o să observe. Clar vorbește mult. Mă scuzați? Vine? Poartă-te normal! Salutare, profule! Te rog, nu bomboanele mele! Ce ne-ai simțit? Nu te îngrijora! Sofia? Nu vreau să risc! Sofia? Serios, nu vreau să intru în bucluc! Mai multe pentru mine atunci! Mai bine mă concentrez! Stai puțin! De ce nu m-am gândit la asta până acum? Am cea mai tare idee! Începe cu un suport de creioane ca ăsta! Apoi trasează-i fundul! E timpul să decupăm chestia aia! Pune lipici cald în mijlocul cercului! Un model în zigzag merge bine! Apoi lipește-ți creioanele punând capetele în jos! Perfect! Acum suportul de creioane! După ce bomboanele sunt în interior, se pun creioanele de fațadă! Gata! Vrei să o iei pe prima? Albastra e preferata mea! Acoperă-le până nu le vede proful! Ne pricepem să fim șirete! E timpul pentru runda a doua! Ok, păstrăm 2! 14! Am nevoie de o pauză de zahăr! Da, rămân la 14! Sau poate e 15? Problemele astea clar sunt complicate! Poate încă puțin zahăr! Gândește, Sofia, gândește! Ce? Ce sunt eu, capră? Trebuie să fie o cale mai bună să mănânc asta! De fapt... Oh, da, îmi funcționează creierul acum! Ia-ți geleul acrișor și bagă-l în perforatorul tău, așa! Acum că ai o gaură, bagă niște fire prin ea și leagă-le! E un semn de carte dulce! Asta o să mă facă să citesc mai mult! Sunt super pregătită pentru azi! Salut, semn de carte dulce! De unde ai luat chestia aia? Nu mai puteam aștepta nici măcar o secundă! Da, suntem super atente! Clar l-am păcălit! Ar trebui să încep să le vând pe astea! Doar o idee! Astea au voie înăuntru, nu? Clar nu! Reguli stupide! Vizionare plăcută, domnișoară! Următorul? N-avem nimic, vezi? Vizionare plăcută! Stai pe loc! Fără băuturi! Poți să o savurezi afară, da? E chiar ridicol! Baloanele! Ele mă pot ajuta să intru! Dezumflă un balon și ia o sticlă cu sucul tău preferat. Desfăi dopul și toarnă un balon. Umple așa două baloane. În cinstea vicleniei. Nu le mai vezi acum, nu? Tipule de la pază, mai e loc și pentru mine acolo? Îți place bluza mea, așa-i? Ești o păpușă, mersi!
Ador meseria asta! Nu pot să cred că a mers! Ce bine că am paie la îndemână! Tina? Ce? Nici nu vreau să știu! Elementele astea sunt dificile! Atâtea abrevieri! Vai, stomacul meu urlă! Stai, am uitat că aveam niște ciocolată! Tina? Las-o jos! Dar mi-e așa de foame! Fie! Of, nu-ți face griji, Tina! Am ceva care ne poate salva! Îți plac geleurile? Ia niște forme amuzante și lipește-le scoci pe spate! Scoate-le folia așa! Și lipește-le pe elasticele tale de păr! Pariu că nu știai că erau geleuri! Acum, când ești flămândă, nicio problemă! Wow! E grozav! Pot? Asta mă cheamă! Fetelor, vă mâncați părul una alteia? La ce mă uit? Zici că sunt animale! Moda din ziua de azi, n-o să o înțeleg! Bună! Ce e cu toate gustările? Nu intri cu așa ceva! Ce regulă enervantă! În coșul de gunoi! Dacă nu avem altă variantă... Mă rog, să zicem! Eu nu vreau să le arunc pe ale mele! Dresurile mele! Mă descurc cu astea! Scuză-mă un minut! Nu mi-arunc gustările! Niște bandă dublu adezivă e tot ce-mi trebuie! Trebuie doar să lipesc bomboanele! Poziționate strategic, evident! Ce look tare, nu crezi? Stai pe loc! N-am nimic, vezi? Nu văd nimic dulce! Ha! Dresurile alea! Ce drăguțe! Ah, mersi! Hai, intră! Ce chic! Ce-am ratat? Îți e foame? Că te rezolv eu! Impresionată! Am avut nevoie doar de puțină gândire creativă! Vrei una? Oh, pantofii ăia sunt mișto! Ah! Biologia e o mare plictiseală! De parcă trebuie să știu chestiile astea! E aproape prânzul? Mi-ar prinde bine o gustare! Și un pic de zahăr! Ura! Hei! Nu știi să citești? Nu la ora mea! Bine, ce nedrept! Pun pariu că ai putea să le furișezi? Cerceii sunt soluția! Naomi, dă-mi cerceii tăi și ursuleții! Da! Hai să transformăm gustarea asta într-un reper al modei! Ține-te bine, micuțule! Pune cât de mulți vrei! Și până să-ți dai seama, sunt gata! Sunt super drăguți, nu? Bucură-te de ei! Mersi! Aproape că nu vreau să-i mănânc! Am zis aproape! Super delicioși! Hai să-i testăm! Ce-a fost aia? Ok, unde rămăsesem? Hei, poți să gust unul? Și? De ce o muști pe Naomi? E un zombie? Chiar vreau să aflu? Bună, doar unul, te rog!
Să vedem. Foarte bine. N-ai mâncare, nu? Nu. O să decid eu asta. Oh, astea clar nu-s permise. Nimic nu trece de mine, domnișoară. Uf, mersi pentru nimic. Doamna aia e rea, dar nu are un spirit prea bun de observație. Cine ar fi crezut că poșetele pot fi așa delicioase? Îți place să furișezi dulciuri în diferite locuri? Poate că tocmai ți-ai găsit un nou truc preferat în clipul ăsta. Povestește mai departe și arată-le acest clip și prietenilor tăi flămânzi. Te-ai uitat deja? Abonează-te la canalul nostru ca să nu ratezi niciodată distracția.